Dragi frați și surori, iubiți credincioși, îmi doresc foarte mult ca prin această scurtă meditație Duhului Dumnezeu împreună cu Sfânta Scriptură să aducă în viețile noastre de tuturor o motivație de a sluji cu mai mult drag, cu mai multă pasiune, cu mai mult devotament numele Celui în care ne-am pus toată încrederea și acesta este Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru drag atunci când pornim pe drumul mântuirii, atunci când pornim și vrem să și slujim cu inimile noastre cauza lui Iisus Hristos, în viață se întâmplă deseori să fim respinși, să fim chiar prigoniți, să fim calomniați și chiar autoritățile să aibă anumite reacții la mărturia noastră, și de multe ori momentele astea sunt delicate și dificile. Avem astăzi în fața noastră un exemplu prin care putem să fim foarte încurajați. Sfântul apostol Pavel a fost arestat de mai multe ori și în partea finală a cărții Faptele apostolilor el se îndreaptă hotărât să meargă spre Roma. Stă în fața sinedriului, unde este acuzat pe nedrept, unde în urma unei afirmații marele preot poruncește să fie lovit peste gură. El reacționează la această lovitură fiind un om hotărât, știind foarte bine că cel care îl ține în mâna lui este Isus Hristos. Noaptea următoare vreau să vă spun că a avut parte de o revelație din partea Domnului Isus Hristos, o revelație binecuvântată prin care este încurajat și să cere explicit, îndrăznește să te duci și să mărturisești și la Roma, așa cum ai făcut-o și în Ierusalim. Domnul încurajează în felul acesta, lăsând să se înțeleagă foarte clar că nu mai trebuie să se îngrijoreze absolut de nimic, și chiar dacă este arestat cel care va conduce viața lui până la capăt și va îndeplini acest lucru, este Domnul care îi vorbește prin această descoperire dumnezească. Aș vrea să vă spun că întotdeauna marea bucurie și vestea bună pe care trebuie să o avem în inimile și în mințele noastre este că noi nu trăim nici o zi la întâmplare, căci Dumnezeu are un plan special pentru viața mea și pentru viața dumneavoastră. Așa cum a avut un plan pentru Pavel că trebuie să ajungă la Roma și acolo în fața împăratului și a celor înălțați în va trebui să mărturisească nu altceva, ci numele și credința în Iisus Hristos atunci când Dumnezeu are un plan pentru noi, trebuie să vă spun că și diavolul croiește și țese altfel de planuri împotriva planului lui Dumnezeu. Ca și creștini trebuie să fim conștienți de asta. Apostolul Pavel, fără să știe, va afla mai târziu, diavolul folosind oameni, cel puțin 40 de oameni, a făcut un plan ca în noaptea aceea, spre dimineață, Pavel să fie omorât. La ceea ar folosi, spunea Pavel, Dumnezeului meu un om mort. Așa că Dumnezeu ne vrea vii pentru că prin mărturia aceasta să poată să-și arată puterea și slava Lui. Te întreb și mă întreb, cum poate Dumnezeu să-L salveze de acest plan diabolic, tainic, făcut în ascuns, până înspre dimineață? Noaptea aceea Dumnezeu a folosit un copilaș, un tinerel, care era de fapt nepotul Sfântului Apostol Pavel, și acel copil a fost exact în timpul care trebuie, în locul care trebuie, ascultând și auzind acest plan al vrășmașului. Mergând spunându-i unchiului său planul acesta, apoi Pavel a chemat capitanul. În dimineața aceea, Pavel a plecat și tot planul celor rău a fost năruit. În concluzie, trebuie să știți fiecare din dumneavoastră că Dumnezeu are un plan pentru viețile noastre, trebuie să fim conștienți că și diavolul are un plan împotriva noastră. Dar cel care va duce planul la îndeplinire, doborând toate planurile celui rău, este Domnul. Așa că vă îndemn să vă încredeți din to în toată uh, perioada vieții dumneavoastră, din toată inima, în cel care poate să dea biruință. Aș vrea să vă încurajez să nu vă opriți din pasiunea de a-L mărturisi pe Iisus Hristos cu toată puterea și cu toată credința. Apoi vreau să vă rog încă ceva. Atunci când Dumnezeu ne dă câte o misiune foarte simplă, precum i-a dat acestui băiat, să știți că prin misiuni simple putem să scriem istorie. Fiți binecuvântați și mergem înainte în credința în Hristos.